Lupta cașaloților și a balenelor ucigași este într-adevăr epică, anume din cauza asta cașaloții au o mulțime de răni și cicatrici. Eroul nostru are un avantaj în fața inamicului când merge vorba despre dimensiuni și poate să se scufunde mai adânc, dar balenele ucigașe sunt niște creaturi foarte crude și răutăcioase. Acționează în colectiv, foarte agresiv, strategic și câștigă prin număr și obrăznicie, căci masa corporală a acesteia este de doar 8 tone, spre deosebire de masa cașalotului care ajunge la 50 de tone. Într-o luptă 1-1 nu are șanse, e de ajuns o lovitură cu coada gigantică și totul se termină. Anume de asta balenele ucigașe folosesc tactica de atac colectiv. Se adună uneori în legiuni, înconjoară inamicul și atacă din toate părțile. Dar ce le mai trebuie? Scopul lor sunt puii cașaloților. Uneori atacurile pot fi doar pentru practică, căci astfel ele învață tânăra generație să lupte. Cum succesele? Desigur că aceste balene pot provoca daune cașaloților, dar să distrugă un grup de giganți nu sunt în stare. Cașalotul este un submarin atomic spre deosebire de alți locuitori subacvatici. Și cașaloții lucrează în echipă, ducând lupta până la capăt, până distrug inamicul. De obicei, rezultatul este retragerea voluntară a balenelor ucigașe. Viteza unui astfel de prădător este de 30 de km la oră. Este puțin sau mult? Voi cu ce viteză alergați? Cașaloții nu sunt mai puțin uimitori în timp ce se odihnesc. Giganții dorm în poziție verticală. Ei încremenesc astfel la o adâncime de 10-15 metri. O imagine absolut fermecătoare este un grup de cașaloți care parcă plutesc în aer. În acest timp, ei trebuie să-și controleze respirația. Oamenii de știință consideră că în timpul somnului, cașalotul nu poate respira automat. O parte din creierul lui este mereu ocupată cu asta. În general, acesta doarme foarte puțin, câte 10-25 de minute. Somnul ocupă doar 7% din întreaga lungime a vieții. Nu este de mirare, fiindcă trebuie mereu să controleze situația, să iasă la suprafață pentru o nouă porție de aer, dar și să vâneze mai des. Calmarul gigant a devenit inspirația pentru mitul despre Kraken, calmarul gigant care poate să rupă în bucăți orice barcă. Kraken era cel mai temut personaj a poveștilor vechi ale pescarilor. Cel real, deși e mai mic, nu e mai puțin periculos în luptă. Cel mai uimitor este faptul că anume această creatură este hrana cașalotului. Pentru a o vâna, el se scufundă la o adâncime de 2 km. Așa adânc nu ajung nici submarinele moderne, pentru că presiunea e foarte mare acolo. Dar eroul nostru n-are nicio problemă cu asta. Ca să prindă calmarul, își folosește maxilarul. Prada care nu se lasă bătută îi acoperă nara stângă cu tentaculele sale. Planul malefic constă în următorul fapt. Cașalotul respiră aer când se ridică la suprafața apei. Ia aer prin nara dreaptă. Când se scufundă, aceasta se blochează și el câte un pic eliberează aerul prin stânga. Astfel, calmarul îl privează de respirație. Tentaculele calmarului sunt greu de îndepărtat de pe orice suprafață. Au niște ventuze foarte puternice. Necătând la asta, cașalotul câștigă. Dar unde se găsesc aceste creaturi impresionante? Unde trebuie să mergem ca să le vedem personal? Cașalotul nu este o ființă exotică, se găsește în orice ocean din lume, în afară de Oceanul Arctic. Și este și logic, acolo peste tot e gheață, iar cașalotul are nevoie să se ridice la suprafață în orice moment, ca să ia o gură de aer. De asemenea, nu prea au cu ce se hrăni acolo, nici măcar n-au cu cine lupta. Concluzia, frig, foame și plictiseală totală. Dar cel mai mult cașalotului îi place apele tropicale. Anume aici s-au întâmplat cele mai multe întâlniri a omului și a acestui gigant legendar. Apropo, nu putem să nu menționăm și dinții cașalotului. Să-i vezi în realitate de aproape este un sentiment foarte puternic. Această armă mortală poate ajunge la 27 de centimetri în lungime. Cu cât mai bătrân este animalul, cu atât mai puternici sunt dinții. Masculii îi au mult mai rezistenți decât femelele, anume din această cauză masculii sunt cei care vânează și conduc în timpul luptelor cu balenele ucigașe. Apropo, dinții cașalotului au fost folosiți de oameni încă din vechime. Astăzi sunt prețuiți destul de mult, e un produs scump, putea fi folosit ca obiect de decor, din el se făceau diferite bijuterii. Dintele, dintr-o parte a lumii, datorită negustorilor, putea ajunge în alt colț al planetei. Pescarii care prindeau un cașalot erau considerați foarte norocoși. Puterea și abilitățile cașalotului l-au făcut eroul multor legende. Cea mai importantă este legenda Levi.
evlavia Tanului. El este descris în Biblie atât de înspăimântător că poți să înnebunești doar de la o singură privire de-a lui. Arată ca un dragon cu 7 capete, de mărimi neînchipuite. Este dovada măreției și a puterii dumnezeiești. Să te lupți cu Leviatanul este imposibil, dar cu cașalotul e destul de real. În anul 1891, un echipaj britanic, Steaua Vestică, a observat un cașalot gigantic. În el s-a împușcat din harpon. Au fost trimise două bărci mici pentru a-l aduce la mal. S-a dovedit că cașalotul era doar rănit. Cu o singură lovitură a cozii sale, a distrus ambele bărci și a dispărut în apă. Au fost salvați aproape toți marinarii în afară de doi. Peste 16 ore, creatura a fost găsită deja moartă. Cașalotul a fost foarte rezistent și tot timpul era în fugă, fiind rănit mortal. Marinarii au început să taie părți ale corpului acestuia când au văzut că în stomacul lui se mișcă ceva. Au tăiat burta și l-au scos pe unul dintre membrii echipajului. Acesta era James Bartley. Bartley s-a dovedit a fi viu, doar că nu cunoștea pe nimeni. Fiind în șoc, e absolut normal asta, doar că James era un tip rezistent și și-a revenit destul de rapid. În curând a revenit la muncă. El povestește că după lovitura cozii s-a trezit într-un tub lung, îngust și cald. El era îngrozit și și-a pierdut cunoștința. Istoria se consideră a fi doar o legendă, deși cine știe? Oceanul este plin de taine și în multe dintre întâmplări este greu de crezut. Voi ce părere aveți? Credeți că e adevărat că a fost înghițit de un cașalot și a rămas în viață? Scrieți-ne părerile în comentarii! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata următoarele episoade și puneți un like. Pe curând!